s-a făcut până cu stămânul bordonul. Eu cred în această țară, noi pentru asta și-am creat și bugetul finanțează instituția care se numește Comisia Electorală Centrală, care trebuie să-și exercite în mod normal funcțiile potrivit prevederilor. Credeți că este problemă în bani pentru organizare? Cerem dreptul accesul la serviciile publice din Ghelin. În bani, dar cred că nu mult. Cât e acolo să faci o... betonez o prăruș ca să poată urca Cărăciorul? Cred că se vor reuși până la 5? De fapt, dacă majoritatea sunt prin școli, prin, ele trebuie să fie, fiindcă sunt școli care învață. O să discutăm și o să vedem. Eu cred că asta nu ține de Parlament. Comisia Electorală și Guvernul trebuie să spunem. Cerem respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Chiar dacă sunt făcute, nu sunt conform standardelor și iarăși trebuie să le strice și să le facă din nou, sunt fără balustrade. Asta este împiedică persoane cu dizabilități ca să se urce și să coboare de sine stătător și atunci în permanență avem nevoie de o persoană care să o rugăm să ne ajute să ne ridice. Transportul, deși în Chișinău deja au apărut trolebusele adaptate, deci s-au făcut pași spre accesibilitatea la transport. Sunt ascensoarele prea înguste, ușile prea înguste, băile nu sunt adaptate sau cel puțin să fie baia accesibilă, nu este neapărat adaptată.
Adică probleme sunt foarte multe. Cerem respectarea tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilități în concordanță cu Convenția pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități. Drepturi pentru persoane cu dizabilități. Vrem drepturi pentru persoane cu dizabilități. Vrem drepturi pentru persoane cu dizabilități. Vrem ca ei să nu fie discriminați. Vrem ca ei să aibă dreptul la muncă, dreptul la educație și dreptul la medicină. Garantate să... Când vii și runcă? Urmă, e scopul. De urmă. Cred că vom vrea... Stai, stai. Încerc să... Încerc să... Eu singură nu pot.